Bună seara la toți! Mi-a venit videocamera de la Coreea de Sud, videoregistrator sau cum îi spune, camera care filmează, o pui pe geam mașină și filmează totul. Eu vorbesc așa, pe rusești, moldovenești, românești. Mai pe scurt, asta e camera. Am dat pe ea mult, undeva vreo 200 de euro. Aici, într-o parte, scrie că filmează în full high definition. Se vede bine. Dă mai aproape. Ultra, na-na-na. Mai pe scurt, voi vedeți, singur citesc, n-am ce vă să vă spun. În partea asta, o dată cu memorie microSD 16 GB, video recorder. În complet am luat-o cu asta, Power Magic. Power Magic. Ceva ca să nu se descarce acumulatorul sau ceva genul ăsta. Mai pe scurt. Uităm ce are aici în jos. Pune în paie și nu se uite. Eu așa un film numai pentru ca să faci să nu știți și este aici. Așa, nu uite. Și de camera. Aici flashca. Așa. GB microSD Samsung SDHC cu adapter. Totul e ok. Mai departe. Тоже камера. Full High Definition Black Vue. Mai scurt, ce să vă spun. Camera așa e bună. E mare. E mare așa, normal. Sună așa greoaie. Nu greu tare, ci ea nu-i scurt, are microfon. Microfon în partea asta e în REC, GPS. Aici scrie dinamicul. Aici unde sunt clei, pe geam. Roșu. Scoatem folie. Da, lumina puțin așa. Încă reclama stai tot încă. Aici se scoate tare ușor. Mi-am pus-o și ai scos-o. Pui cum vrei. De exemplu, pac. Și pui cum vrei tu.
Asta din caz de accident, ceva, ai, cum spune, dovezi că tu ai fost cea care a încălcat sau nu ai fost tu. Și am căutat are mult pe internet și am găsit-o pe asta, mai pe scurt din Coreea, m-am dat o comandă. 4 zile mi-a venit acasă, în Germania. Mai pe scurt, poate pus memorie de 32 GB. Are funcția că filmează non-stop. Funcția că filmează numai când, în caz de accident, are în transa datchiki, cum spune, accelerometer. Și în caz de nu se hățăm sau în altă, atunci se activează și filmează, ori poți spui singur să filmeze. Aici are buton. Aici are buton. Și pui și filmează singur. Sau mai are încă o... apeși pe el și filmează. Dacă trebuie să filmeze, ori are în funcție că pui să filmeze numai atunci când, adică când mașina e pe la parcare, pui și filmează în timpul când șed la parcare. Și dacă are datchiki de движение, de exemplu, are în timpul când treci cineva prin fața ei, începe filma. Sau mai are încă tot în caz de să hâță în mașina sau un alta, are vibrații, apă, iar începe filmul. Și dacă cineva îți spălește mașina în timp când tu nu ești în ea, pe urmă poți vii să vezi ce e cu ea. Are GPS în ea, aici se vede bine. Camera mea cam care GPS, aici am un bicșor. Și asta e tot. În caz de accident sau de un alta, voi totdeauna aveți cu ce să vă apărați. E bună, frumoasă. Mai departe, nu uităm ce mai este. Încă este încă un cablu. Este un cablu care îl bagi în... bagi asta, cablu de lumină. Mai are încă iar niște cabluri. Unul e pentru video. Exemplu, este un video și audio. Îl poți unești. Deodată. Dacă ai, de exemplu, televizor sau ceva ecran în mașină. Și dacă vrei pe loc să clarifici treaba, e băgat aici. Băgat aici video out. Băgat. Și aici galben e pentru video, alb e pentru sunet, cred eu. Și l-ai dat și îl pui și deodată arăt și vezi aici și cum. Aici mai are încă un cablu. Asta e tot, cred că este pentru... Da, este posibil că e optic, că este... coaxial posibil, nu știu ce e precis. Nu știu pentru ce asta, nu mai pe urmă pentru ce este. Aici e numai cu una. Dacă se vede aici, nu a stat acolo video, trebuie să intră în altă parte. Așa, mai departe. Mai are încă și un card reader. Da, video camera, mamă mate. Card reader SD MMS. Ну че, introduce. Что? Начал баджин USB. Сколько здесь у Мари? Мало там и бунану.
Mai este, aici mai este în complet încă una de asta ca să înclei. Dacă schimb mașina, de exemplu. Și mai sunt patru creplenii pirusești pentru cablu. Și mai departe, și mai este aici, sunt niște cărțulii. Mai mult nu mai este nimic. Trebuie în prima carte ce arată aici. Aici la noi arată că trebuie să stergem întâi geamul. Noi de asta, a doua, punem asta. Punem memorie. Într-a treilea arată că scoatem folia ca să putem să încleiem pe geam. Într-a patra mi arată că trebuie să o centrăm la mijlocul geamului. 5 ne arată că să o regulăm poziție. Cum se filmează. Și 6 ne arată că se poate unit la ecran în mașină și de văzut deodată poți vedea online ce și cum. Și online, la televizorul tău, de mașină poți vedea. Aici iar arată cum să o regulez. Sus, în jos, o dai. Aici arată sky, grunt. Aici ea arată că bagi cablul în asta, zădii, cion, 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 pare în pașa video cablul. Ground video. Da. Dar nu așa cablul n-am. Interesant. Ground video. Și aici arată despre cel care nu mă arată BTLZH despre parking model. Power Magic, Power Magic Pro. Aici, dacă o pui în regim ca să parcheze, asta te ajută ca să nu descarci, dacă acumulatorul descarcă mai puțin de 12V, apoi el automat se închide, nu mai filmează. Și aici ce mai avem aici? LED indication, asta e indicator, adică blăgui start. Albastru, acel domnul, nimic face fire, tot nimic, mai pe scurt de zi, singur, 30, dacă pui de 16 GB memorie, filmează, să dau mai aproape, filmează 5 ore, în full high definition 30 fps, full high definition 15-7 ore, HD 7 ore 20 minute tot, HD 12 ore, de 18 ore. Dacă pui 32 GB, 10 ore, cea mai bună calitate, în calitate mai are 14 ore și mai pe scurt, cea mai rea calitate, 36 de ore poți filmează. Dacă o pui în regim de parcare, poți filmează până 3 zile. Așa upgrading, așa poți ca să-i faci update, ca să renuiești plez după cât vrei, da, nu? Hover on screen instruction. Atunci nu mă vreau, upgrade, is complete. Singur automat să... Aici poți să-l playing, recording file. Poți să o bagi... Asta cum o cheamă... Memoria, să o bagi în telefon. Și la Android, că tare, mă dinc, și la Samsung. Și te uiți în astea, în video, cum l-ai făcut, ce-ai făcut. O să vedem dacă mi-e mergi. Nu cred că mi-are. Navigație în smart, în navigație, dacă asta și... Păi, ok, nu o mai plictisesc, aici mai este încă o carte.
iar cu diferite instructaje ce să faci, ce să nu faci, cum să faci, cum să regulezi și așa mai departe. Mai pe scurt, camera e foarte bună, nu mă duc și o pun. Nu știu dacă să fac video, să vă arăt cum arată, dar pe internet de acum sunt. Și vă recomand și vouă să vă cumpărați și voi. E foarte, eu cred că e foarte bun, nu știu. Am cumpărat înainte de asta alta, la altă mașină. Smart, nu știu cum se numea, am dat mai ieftin pe 150, nu știu acolo și... Filmat nu în full high definition, în calitate mai rea, dar oricum e bună. De multe ori mi-a prins bine. Să mai așa. Cumpărați-vă și nu regretați. Nu o să regretați, mai precis. Și nu-i cum nu se zic bani. Vă zic la revedere. Și sper să nu vă trebuiască.